Președintele Petrolului Cristi Vlad a spus după ultimul meci oficial din acest an că unii oameni uită foarte repede situația clubului. Vlad le reamintește acestora faptul că Petrolul este nou promovată în Liga a doua, iar actuala echipă s-a format în vară în doar 2 săptămâni. Vlad recunoaște faptul că a greșit în privința jucătorilor străini. Tamuz nu mai poate reveni la un nivel ridicat, în timp ce Lumo a avut probleme mari de comportament și s-a renunțat la el. Astea sunt lucruri care se întâmplă, cred eu, la toate echipele. Cred eu, nu sunt de acord și nu o să fiu niciodată de acord cu faptul că, de fapt, acest lot a fost conceput greșit. E ușor să critici, e ușor să arunci cu mizerii peste niște oameni care încearcă să facă niște lucruri. Din nefericire pentru oamenii ăștia, la momentul ăsta Petrolul este în grafic. Mijlocașul Grecu spune că a avut nevoie de un timp de adaptare mai lung și vrea să facă un retur mult mai bun. Piteșteanul susține că în acest moment locul din clasament este potrivit pentru echipă. Obiectivul nostru este să fim pe primul loc, dar nu este rău nici acum. Am trecut pe locul 3 și sperăm să venim din vacanță să facem o treabă cât mai bună. La ultimul meci, Marinescu a avut un banner dedicat la una din loje. Capitanul Lupilor este recunoscător oamenilor și își dorește transferuri care să ridice nivelul echipei. Da, îi mulțumesc, nu știu cui este, dar îi mulțumesc și mă bucur că reușim să facem lumea fericită. Câți jucători mai fi nevoie în Marine? Nu știu, nu vreau să spun, dar bineînțeles orice jucător de valoare e binevenit pentru că cu siguranță ne va ajuta. Reunirea lotului va fi în jurul datei de 10 ianuarie. După o perioadă de readaptare la efort în Ploiești, petroliștii vor pleca într-un stadiu de pregătire în Antalya. Cantonamentul se va desfășura între 28 ianuarie și 9 februarie, urmând ca adversarii din Turcia să fie stabiliți până la reunire.